primul meci oficial din 2014 programează un derby în divizia A1 la volei feminin. Gazdă va fi Volei Alba Blaj, a treia clasată, în timp ce echipa oaspete este Știința Bacău, campioana de anul trecut și deținătoarea primei poziții în clasamentul la zi. Un singur punct desparte cele două combatante, dar mai mult de atât, partida se anunță una de orgoliu. Echipa băcăoană are de luat o revanșă după ce în tur a pierdut la Sala Sporturilor cu 3-2. În pauza competițională, echipa lui Branco Gaici s-a întărit cu o jucătoare din Argentina, Florencia Busquets, de 25 de ani, care evoluează pe postul de centru. Sala Timotei Cipariu va deveni încăpătoare pentru derbiul echipei cu numărul 13. Suporterii, dar și jucătoarele din Ardeal și-au făcut încălzirea pentru meciul cu Știința vinerea trecută într-un amical cu revelația sezonului CSM Târgoviște. O echipă bună care va crea probleme anul acesta. Asta este realitatea. Volei Alba Blaj, Știința Bacău se va disputa duminică de la ora 18. Meciul va fi transmis în direct pe Digisport.